Virus și Verzi de la Sănătatea s-au alăturat campaniei de salvare a câinilor fără stăpân. Fotbaliștii din Cluj au întâlnit pe câinii Pițurcă și Tănase. De sărbători, fotbaliștii de la Sănătatea Cluj au adoptat câini și îndeamnă pe fani să le urmeze exemplul. Patronul Virușilor Verzi are un adăpost și le pune câinilor nume din fotbal. Pițurcă, și dacă dai pagină, faci niște toate tratamentele la zi. Găsesc un cățel așa cum l-am găsit și eu pe acesta, Lazar, îl cheamă, lovit de mașină. A fost într-o stare foarte critică când l-am găsit, dar nu puteam să rămân indiferent. Fostul număr 10 de la Națională, Florescu, e antrenor la Sănătatea Cluj și e mare iubitor de animale. Pentru fiecare copil am câte o pisică. Cred că le-ar trebui și câte un câine. Dar momentan, cred că o să rămânem la stadiul ăsta. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.